Bună ziua, Sângerei! Vreau să mulțumesc toți locuitorii orașului și raionului Sângerei pentru încredere, deoarece am fost surprins plăcut când am văzut că în raionul Sângerei am obținut locul întâi în alegerile prezidențiale. Vă mulțumesc pentru încredere! În 30 de ani, niciun prim-ministru, niciun parlament, niciun președinte de țară, măcar nu a comandat un plan de modernizare a țării. Noi astăzi avem o dezvoltare haotică în economie, în infrastructură, în medicină, agricultură, fără un proiect de modernizare, noi nu putem să pornim niciun fel de schimbare în țară. Noi astăzi ne obligăm în fața celor care sunt plecați peste hotare și în timp de 5 ani transferă câte 300 de euro pe lună, merge vorba de 20.000 de euro în 5 ani, să aibă dreptul de a devăma un automobil gratis pentru dânsul sau familia lui. Cetățeanul Republicii Moldova poate să aibă mai multe cetățenii, dar primii funcționari din stat trebuie să aibă o singură cetățenie și slujească doar poporului Republicii Moldova. Noi lichidăm toate consiliile raionale în Republica Moldova, că asta este rechetul de bază din cauza la care suferă și orașele și satele din Moldova. Ca să fie clar, raionul rămâne la locul lui, noi lichidăm consiliile raionale. Vă dorim succese la mai mult sau mai mare și ce a spus, Doamne, să vă ajute și să facă. Da. Mulțumesc frumos! Noi, într-adevăr, avem multe lucruri de făcut. Eu, cum am spus, am obligație doar în fața cetățenilor să slujesc poporul Republicii Moldova. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Puterea e în adevăr. Alegem adevărul.